ziua tuturor! Bine ați venit în Facultatea de Litere din Centrul Universitar Nord Baia Mare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Evenimentul de azi, de o însemnătate deosebită, vine să contribuie la activitatea Facultății de Litere pe care o reprezint în calitate de decan. O Facultate de Litere în care se promovează, bineînțeles, lingvistica și în planurile de învățământ ale noastre există disciplina semiotică, unde colegii profesori și colegul meu, prodecanul Claudiu Fărcaș, îi învață pe studenții noștri cum se descifrează semnele. Pentru că trăim într-o lume în care suntem înconjurați de semne. Și din cele mai vechi timpuri, oamenii au simțit nevoia de a comunica prin diverse modalități. Oral sau în scris. Sigur că până se ajungă la scris, au trecut niște etape intermediare, schițând anumite desene, după aceea, de la desenele simple s-a trecut spre abstractizare, ajungându-se la hieroglife și la scrierea actuală, având nevoie de mii de ani de evoluție. La disciplina lingvistică învățăm pe studenți că aceasta a luat naștere în primul sfert de secol XIX, când a fost un curent la nivel european, prin care atenția oamenilor de știință era îndreptată spre a descifra limbile vechi și moarte. Pentru că întotdeauna ceea ce este din trecut este misterios și magic. Sigur că s-a plecat și de la aspectul practic al căutătorilor de comori care încercau să descifreze anumite cărți, acele culoare misterioase din piramide, presărate de capcane, și atunci era nevoie și de descifrarea acestor înscrisuri. La evenimentul de azi avem bucuria și onoarea ca domnul dr. Ioan Marchiș să vină cu o lecție de trecut, o lecție din trecut, o lecție despre simboluri și ne va ajuta, ne va iniția în aceste taine ale simbolurilor. V-aș propune să-l aplaudăm pentru efortul făcut. Și să-i mulțumim că ne oferă această posibilitate de a descifra, de a înțelege ce e cu aceste simboluri de pe vasele funerare din faimoasa cultură Suciu de Sus și Lăbuș. La evenimentul de azi participă de la stânga mea domnul dr. Dan Pop, arheolog, șeful secției de arheologie din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie din Baia Mare, domnul manager Lucian Iluț, managerul Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Liviu Borlan și din partea Editurii Etnologică, doamna conferențiar universitar dr. Delia Suiogan, coordonatoarea programului de etnologie din cadrul Facultății de Litere, și domnul profesor doctor asociat Ioan Gergel, iar eu, subsemnatul în calitate de gazdă, vă spun din nou bine ați venit și vă dorim o ședere cât mai plăcută și mai profitabilă în Facultatea noastră de Litere. O să-i dau cuvântul domnului dr. Dan Pop, arheolog, care ne va spune câteva cuvinte despre tainele acestor simboluri pe care le găsim în cultura Suciu de Sus. Mulțumesc! Am avut onoarea de a scrie la începutul acestui volum un scurt istoric în ceea ce privește cultura Suciu de Sus și grupul Lăbuș. Din păcate, lucrarea nu am însoțit-o și de imagini, așa încât m-am gândit că pentru azi să revin puțin asupra, nu asupra textului, ci ca să fie mult mai ușor de înțeles, cu niște imagini care să vă edifice sau să vă lămurească, dacă ați avut nelămuriri în ceea ce privește aceste două civilizații care au existat în epoca mijlocie a bronzului, respectiv epoca târzie a bronzului,
în Maramureș, dar și în nord-vestul Transilvaniei și respectiv bazinul superior al Tisei. În primul și în primul rând, trebuie să știți că atât ca domnul, ca autorul, domnul doctor Ioan Marti, se poate să lucreze la, nu numai la cartea aceasta, și la altele pe care le-a scos anterior, a avut nevoie de o bază materială. Această bază materială este rezultatul cercetărilor care au fost întreprinse începând cu secolul XIX și până nu de mult, cel puțin alăpuși, până în anul 2016. Dintre cei care au făcut săpături arheologice efectiv în acest areal, mă refer aici punctual doar la nord-vestul Transilvaniei, la sfârșitul secolului XIX, Janus Sendrei, Telechidomo, Coșmar, Don Roșca, Mircea Rusu de la Institutul de Arheologie din Cluj, Carol Coacea de la Muzeul din Baia Mare, bineînțeles, și Tiberiu Vasă de la Muzeul din Satu Mare. Acestora li se datorează ceea ce știm noi astăzi, tot despre aceste două fenomene sau civilizații din epoca bronzului. În ultimii ani, bineînțeles, Muzeul din Baia Mare, Muzeul de Istorie și Arheologie din Baia Mare, a avut o colaborare cu Universitatea Ludwig Maximilian din München, doamna dr. Carola Metzer-Nevelzi, cu care s-au efectuat cercetările la răpușul românesc, în necropul acumulat de la răpuș, începând cu anul 2007 și au continuat până în 2014 și ultima campanie 2016. Așa încât, față de ce scrie în lucrare, în partea de introducere, am să vă prezint imaginele ca să înțelegeți atât originile culturii Suciul de Sus, cât și etapele de evoluție, așa cum au fost stabilite ele de-a lungul timpului. O începe cu Suciul de Sus. O să vedeți această răspătire, nord-vestul Transilvaniei, cu cele mai importante dintre situri, între 1700 și 1400 înainte de Hristos, se încadrează această cultură arheologică cu o primă fază care se caracterizează prin decorul incizat, cu a doua fază care se caracterizează prin decorul incizat-excizat, mai mult excizat. O să vedeți câteva exemple imediat. Prima fază, mă rog, vedeți ceramica incizată cu tot felul de motive spiralice și alte tipuri de motive, dar cele spiralice sunt predominante în această fază. De aici și ipoteza că această cultură s-a născut din regionalizarea fenomenului sau culturii otoman. Otomani, ca și cultura Suciul de Sus, primește numele după locul primei cercetări arheologice care s-a efectuat, adică cultura Suciul de Sus, săpăturile sau cultura Suciul de Sus. În cazul culturii otomani, care există în epoca mijlocie a bronzului, otomani în județul Bihor, iar în cazul celelalte culturi pe care am să o amintesc, Wittenberg, Sighișoara de Alături. Ambele culturi din epoca mijlocie a bronzului, de unde ia și naștere această cultură Suciul de Sus. Cu ceramică oarecum asemănătoare, dar totuși diferită, cu un areal de răspândire diferit, pentru că arheologia, așa cum știți, și culturile arheologice sunt definite atât din punct de vedere al culturii materiale, adică ceramică cu un anumit tip de decor, anumite tipuri de forme, un anumit tip de practici funerare, rituri de incinerație sau cumație și așa mai departe, tipuri de așezări fortificate, nefortificate și altele, bineînțeles. Însă ele se deosebesc atât din punct de vedere al culturii materiale, cum am spus, cât și din punct de vedere al ariei geografice pe care o ocupă. Astea sunt fragmente ceramice sau vase întregi care țin de prima fază a culturii Suciul de Sus. Nu există ceramică excizată, așa cum va apărea mai târziu, în cea de-a doua etapă. Vedeți aici deja în imagini ceramica excizată, adică decorul excizat este realizat prin scobirea din pasta vasului și obținerea motivului pe care și-l doresc. La aceleași tipuri de decoruri, spiralice, motive solare, sunt nenumărate aceste motive. Vedeți aici punctual câteva, mai detaliat. Iar în cazul grupului Lăpuș, el este de ceea ce nu se cheamă cultura Lăpuș, se cheamă grup Lăpuș, pentru că el continuă dezvoltarea culturii Suciul de Sus într-o microzonă din acest mare areal pe care l-a ocupat inițial cultura Suciul de Sus. Cea mai importantă, de fapt, dintre toate, la care s-a referit și domnul dr. Amatis, este necropola acumulară de la Lăpuș, unde, așa cum am zis înainte, s-au făcut cercetări începând de astăzi și secolul XIX, cel mai de mult. A strânit interesul foarte multor, atât arheologi cât și oameni din alte domenii. Menționez aici, dintre cei care nu au făcut cercetări, dar totuși s-au referit la necropolă și la descoperirile acestei tip Lăpuș, domnul dr. Ioan Marchiș, academicianul Alexandru Vulpe, colega Viva Terjan de la Ljubljana, care fiecare au avut idei sau opinii legate de aceste descoperiri.
O să vă prezint puțin ca să vedeți tipologia acestor forme de vase și decoruri. Trebuie însă să reamintesc că, de fapt, ceea ce cunoaștem despre răpuși se datorează în mod special cercetărilor efectuate de domnul dr. Carol Cocioa, coleg de la Muzeul din Baia Mare, actualmente pensionar, care a lucrat acolo mai bine de 40 de ani. Planul necropolei, sunt peste 100 de mobile funerare și vedeți câte sunt cercetate, de fapt 29, sunt multe împrăștiate tot Podancul, dacă cunoașteți zona înainte de a intra răpușul românesc pe dreapta. Formele de vase vedeți că diferă de cele din cultura sus și de sus. Sunt vase cântecoase care sunt analizate și de autor aici de față. Însă apar și motive decorative asemănătoare ce culturii suciu de sus, însă și motive decorative noi, mă refer aici la cele existente dinainte din cultura suciu de sus, incizie, excizie și excizie în mod special, dar apar și foarte multe vase decorate prin canelare și cu ardere interior roșu, exterior, vase negre roșii, interior roșu și exterior negru. Vedeți aici câteva dintre motivele decorative. Trebuie să vă spun doar că toate aceste motive, formele și, în general, definirea în cadrul culturilor arheologice se face oarecum tehnic. Tipologia vaselor este stabilită după reguli, să spunem, tehnice, cu puțin artistic sau cu puține interpretări din punct de vedere simbolic. Arheologii nu riscă să meargă în direcția supozițiilor, așa cum o fac, să spunem, alți cercetători. De remarcat însă că nici rezultatele sau rezultatele oferă anumite, mai ales mai nou, datorită științelor interdisciplinare, care pot să ne arate conținutul unui anume vas și așa mai departe, prin analize de conținut. Ele însă erau folosite îndeopște la, dacă sunt descoperite în așezări, ca mâncat, băut, servit, gătit și așa mai departe, cum este și normal. Însă, în anumite situații, cum este și cazul necropolei de la Răpuș, unde au fost depuse cu un alt scop decât acela al unei așezări, sau n-au fost folosite cu aceleași reguli, evident că schimbă și funcționalitatea. Pentru un arheolog este greu de emis tot felul de ipoteze care ar putea să fie destinația lor în acele morminte, însă asta rămâne pe viitor să vedem și mai ales, așa cum apare și în imagine, nu toate descoperirile sau toți tumulii de la Răpuș sunt într-adevăr morminte. Cercetările recente, făcute de colegii de la muzeul nostru, dar și cu cei din Germania, au arătat că, de fapt, toate mobilele rămase și necercetate prin săpături arheologice au în interiorul lor o structură orientată, o construcție orientată de obicei cu planul absidal înspre nord-vest, un fel de casa morților, Totenhaus, sau un fel de sanctuar unde erau comemorați defunții. Astea sunt rezultatele cunoscute până acum, așteptăm publicarea volumelor de la Răpuș, care cu siguranță o să fie spectaculoase, în sensul în care există datări radiocarbon, analize de conținut pentru vase și multe alte lucruri pe care un muzeu obișnuit, cum este cel din Baia Mare, nu are resursele financiare să le facă. Vă mulțumesc și îl felicit pe domnul Marchiș pentru stăruința cu care se ocupă în continuare de vasele de la Răpuș și, bineînțeles, pentru ideile noi care le aduce tot timpul în lucrările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului dr. Dan Bob. Spuneam la început că suntem împrejmuiți și înconjurați de semne care ne transmit niște semnificații și binecunoscutul semafor pe care îl întâlnim la aproape orice intersecție, trebuie să știm că luat lingvistic înseamnă purtător de semnificație. Mi se pare foarte frumos față de franceză, unde se zice că te-ai oprit la focul roșu. Focul roșu. În română este o denumire mult mai interesantă și mai frumoasă. Acum o să trecem la cealaltă extremă, să vedem cum conservă aceste lucruri centrul de cultură și de conservare și de promovare a culturii tradiționale. Îl invităm la cuvânt pe domnul Lucian Iluț, managerul centrului. Vă mulțumesc. Indicațiile au fost să stăm jos, să nu ne ridicăm, așa că acesta este motivul pentru care nu am să mă ridic. Bună ziua, numele meu este Lucian Iluț, sunt
vremelnic managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Liviu Boran. Îl felicit și eu pe domnul doctor pentru inițiativa și pentru munca asiduă în pentru nașterea acestei cărți, care zic eu că este o carte foarte, foarte valoroasă pentru tot ce înseamnă cultura tradițională, nu doar de Târgu Lăcuș, maramureșeană, spune. Editura Etnologica a reușit să își mărească mult valoarea cu acest volum. Dar ce vreau eu să vă spun, sunt convins că nici cei care vă vorbi după mine și nici antevorbitorul meu nu o să ating o latura pe care vreau să ating. Este vorba despre artistul Ioan Marchiș, cu care credeți-mă că uneori este destul de dificil să lucrez, dar l-am înțeles și eu fiind artist. Și iată că am reușit să scoatem chiar două volume, o ediție repetată, ca să spun așa, a primului volum, pentru că dânsul între timp a descoperit niște elemente care erau de o importanță majoră pentru simbolica vaselor funerare și am reușit să scoatem și al doilea volum, care e un pic mai rigid, am mai fost făcut chiar așa în clipă și după cum am spus înainte, îl felicit nu doar pe domnul doctor Ioan Marchiș și îl felicit și pe artistul Ioan Marchiș pentru această deosebită realizare. Pentru partea tehnică, sunt convins că cei care vor vorbi după mine vă vor da foarte multe detalii. Nu vreau să le stric această surpriză, așa că vă mulțumesc și le dau cuvântul. Mulțumesc, spuneam că semafor că este purtător de semnificație. Mi-am amintit o întâmplare hazlie cu un nepoțel de meu stând la semafor. În mașină zice către mine, uite un om a prins. Nu știu, repede, m-am uitat să văd ce se întâmplă. Zic, unde ai văzut un om a prins? Uite acolo. Era roșu la pieton. Cum vede un copil, prin ochii lui, un astfel de semn, simbol. Acum o invităm pe doamna conferențiară universitară, dr. Delia Siogan, să ne spună cum le transmite studenților noștri această pasiune pentru a conserva ceea ce avem și a duce mai departe pentru a nu se pierde moștenirea strămoșească. Vă rugăm. Vă mulțumesc mult. Bună ziua tuturor. E pentru mine o onoare să fiu alături de domnul Marchiș și să avem ca punct de pornire al discuțiilor de astăzi cartea domniei sale. Pentru că, de fapt, despre această carte ne-am propus să vorbim și pornind de la ea să extindem puțin aria discuțiilor. Domnul decan vorbea la un moment dat despre semiotică și despre lingvistică. Perspectiva pe care o aduce domnul Marchiș este însă cea hermeneutică. Hermeneutica este o știință apărută destul de mult, să spunem așa, secolele 15-16 ca știință, dar preocupări hermeneutice au existat chiar înainte, pentru că omul a simțit nevoia să privească mai atent lucrurile, nu doar să le vadă. Este o mare diferență între a vedea și a privi. Domnul Marchiș, o astfel de lectură, a încercat să ne propună sale, să nu rămânem la suprafețe de lucruri, la aparențe de interpretare, ci să intrăm în elemente de substrat, de adâncime. Pentru că tot ceea ce găsim pe aceste vase propuse de domnul Marchiș ca studii de caz, pentru că eu așa le văd, ca niște studii de caz, sunt în niște forme de scriere. Și putem chiar descifra un întreg alfabet cultural, o geografie sacră, și dacă nu o vedem, noi pierdem. Pentru că, dincolo de linii frânte sau nu, de linii și spirale răsucite sau nu, există
un discurs care a creat și a generat un text. Pentru că hermeneutica tocmai asta ne propune. Să descoperim discursul de dinaintea textului. Noi ne-am obișnuit să citim doar texte. Și dacă sunt și scrise, e mai bine. Dar nici pe acelea nu le citim cu atenție. Da? Citirea în diagonală este specifică secolului nostru. Citim în viteză și începem să comentăm. Eu studenților le spun foarte des că suntem o societate de comentatori și de analiști, dar nu suntem capabili să interpretăm cu adevărat. Simbolica, pentru că domnul Marchiș ne propune un termen, simbolica, nu simbolismul, nu simbologia, ci simbolica, da? Este o formă prin care reușești să cobori în niște structuri de adâncime, nu făcând liste de simboluri și crezând că recuperând așa niște secvențe, ai reușit să descoperi și sensul. Și făcând relații între toate acele elemente și încercând să descoperi elementul comun. Pentru că în acest element comun vom descoperi, de fapt, sensul. Ca așa putem să descoperim, eu știu, și șarpe, putem să descoperim și pasăre, putem să descoperim și semne geometrice propriu-zise și să nu ne dăm seama, de fapt, care e interacțiunea dintre acestea. Interacțiunea dintre acestea este cea importantă. Și domnul Marchiș ne propune o astfel de lectură. Nu spunem, noi cei care ne ocupăm cu hermeneutica și cei care ne ocupăm cu descoperirea și citirea unor texte și discursuri, nu spunem că am ajuns neapărat la niște lucruri definitive. Pentru că este imposibil. Totuși suntem niște oameni care nu mai avem acces la întregul cod care stă la baza unor astfel de discursuri și unor astfel de texte. Da? E un cod secret. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Și cei care l-au creat aveau conștiința acestui cod secret. Noi astăzi încercăm prin capacitatea noastră de a depăși niște suprafețe de lucruri să recuperăm din acest cod secret. Da? Făcând cum? Un studiu interdisciplinar și un studiu care depășește epoci pe care le trăim noi. Depășește arii culturale la care avem acces. Ca să faci hermeneutică, trebuie să citești foarte mult. Trebuie să știi mitologie, în primul rând, dincolo de a ști semiotică, pentru că clar, toate aceste semne au în spate niște forme de cult, niște arhetipuri culturale pe care dacă nu le interpretezi și nu le interrelaționezi, ai pierdut totul și te poți preface că ai descoperit ceva. Da? Adică ne întoarcem la a fi niște comentatori. Ne renunțăm la a fi interpret în sensul propriu al termenului. Da? Studenții, din fericire, și cei de la limba și literatura română, dar mai ales cei de la etnologie și etnoturism, fac hermeneutică și fac texte etnologice fundamentale, niște discipline care le propun tocmai această depășire a unei cunoașteri de suprafață. Nu e ușor. Să știți că nu sunt foarte iubită când încep să le predau aceste lucruri. Dar după un semestru și încă un semestru, se îndrăgostesc de acest mod de a privi lucrurile.
chiar se îndrăgostesc la propriu și spun mulți dintre ei că nu mai pot să vadă lumea cu aceiași ochi de la început. Ei, citind o carte ca a domnului Martiș, să știți că începeți, vă duceți în muzeu și nu o să mai vedeți vasele la cum le-ați văzut la început. O să începeți să vă puneți întrebări, de altfel domnul Martiș ne și pune câteva întrebări la care își dă parțial răspunsuri, dar în același timp lasă deschise niște alte posibile răspunsuri și să știți că eu chiar îmi propun să intru în dialog cu domnia sa, pentru că eu chiar aș fi insistat foarte mult pe simbolismul spiralei în multiplele sale forme, da? Și aș fi mers mai mult pe trebuie să te cobori înainte de a te ridica. Și vasele acestea ne propun ideea aceasta. Vreți să dialogăm acum? Stați puțin, acum să termin și eu am neașteptat. Știu. Nu, eu am citit cu foarte mare atenție și chiar e o recitire a cărții, pentru că nu-mi permit să vorbesc despre lucruri pe care nu le stăpânesc, da? Da, trecerea, ca mare trecere, da? Moartea ca o formă de asumare nu a tragicului, ci a sublimului condiției renașterii. Da? Acest lucru este aici. Da? Absolut. Pentru că cultura noastră nu e deloc tragică. Și cine mai vorbește despre tragismul culturii române să încerce să ne și demonstreze acest lucru, pentru că nu are nicio bază corectă. Da? Nu, noi suntem adepții sublimului. Și întotdeauna ajungem la formele sublimului și un vas de asta ne demonstrează acest lucru cu prisosință. Da? Că este vas funerar de bază, unde a fost cenușa, sau că este un vas de comemorare adus doar într-un loc pentru a cinsti memoria morților, strămoșilor și moșilor, este foarte important. Și pentru noi, ca și pentru arheologi. Pentru că, în mod cert, contextul generează noi texte. Și dacă nu ținem cont de contexte, iarăși pierdem foarte mult din semnificație. Nu? Dar, până să recuperăm întregul context, e foarte important să ne legăm de elementele care ne sunt puse la dispoziție. De aceea, fără arheolog, un astfel de vas nu poate fi interpretat. Poate fi interpretat fără un studiu clar, absolut, date tehnice, absolut, da? Așadar, e nevoie să devenim interpreții lumii în care trăim. Și să știți că într-o lume interpretată, nu comentată, nu analizată, nu vom mai fi atât de singuri. Domnul Ilut vorbea de vremelnicie. Da, vremelnicie. Dar vremelnicia nu înseamnă deloc trecere fără sfârșit. Înseamnă revenirea în cer. Asta înseamnă a fi vremelnic, nu? Suntem vremelnici cu toții, trăim în vreme, nu în timp. Ar trebui. Noi trăim cam în timp și mi se pare că ziua nu este de ore și așa mai departe. O prostie, dar poate că fizicienii ne demonstrează că e și posibil. Da? Însă, vremea e rotundă. Vremea e cer. Da? Și cu cât vom asuma vremelnicia, cu atât mai bine. Pentru că dacă ne credem noi centrul lumii, la un moment dat ne vom însingura și vom rămâne noi cu noi fără capacitatea comunicării. Ori toate codurile astea secrete la care, din fericire, începem să avem acces, vorbeau despre intenționalitatea unei comunicări permanente și totale. Vasul ăsta ne transmite un mesaj foarte clar. Da?
ne transmite clar mesajul că omul nu se pierde niciodată. Da? El există chiar și de dincolo. Da? Și această comunicare cu dincolo nu ține de fantastic, nu ține de ieșire din vreme sau din loc, ci o rămânere aici. O rămânere împreună unii cu ceilalți. Când vorbesc despre lucrurile astea, nu știu să mă opresc, așa că o să mă opresc acum. Ei, studenții, știu că îmi place foarte mult să fac hermeneutică. Vă mulțumesc și îl felicit pe domnul Marchiș. Este deja parte de ca sursă bibliografică și poate că o să ne faceți bucuria să veniți la o întâlnire cu studenții. Cu drag. Și să facem acel dialog. Să facem acel dialog. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc. Mare calitate a cărții, la prima vedere, e că nu pare amplă. Și atunci îți dă curajul să o răspunzi, să o citești. Da. Că dacă ar fi fost atât, ar fi amânat momentul. E minunat că a apărut în Baia Mare la editura Etnologică și normal. De ce să fie apărut în țară la o altă editură când avem editura care se ocupă de așa ceva și de promovarea culturii din județul Maramureș? Cursul doamnei conferențială dr. Delia Soiogan m-a convins încă din timpul vieții, acum, să mă duc acasă să mă uit la simbolurile de pe farfuriile din care mănânc. Foarte bine! Că nu se știe cine, ce chinez ne transmite, că probabil de pe la chinez ne vin ceva semne acum și vasele la îndemână. Îl invităm acum pe domnul dr. Ioan Gheorghel, profesor asociat la specializarea comunicare și relații publice. Vă rugăm să ascultați. În primul rând, încerc să eu mă găsesc la capătul unei răceri și poate să mă atușesc pe toate subiectele mele. Mă rog, de vreo 10 zile sunt tot la capătul răcerii astea, dar sper că vă simt și voi. Mă bucur că stăm jos și că vorbim jos. Mă gândeam în timp ce protagonistul acestei frumoase întâlniri a făcut această sugestie, oare la ce s-o fi gândit? Și probabil mulți dintre noastre știți că în diverse spații culturale și spații profesionale se discută astăzi despre spațialitate, locuri, poziții, cum trebuie să fii ca să transmiți mesajul, cât să aibă o persoasiune cât mai puternică, să nu deranjezi locutorii. Se spune că dacă vorbești din picioare, riști să transmiți o relație de autoritate, chiar de putere, în relația cu subiectul pe de o parte și în relația cu audiența pe de altă parte. Și asta riscă să genereze un gen de inhibiție în rândul audienței, în situația în care situația de comunicare e una interactivă și atunci cei cu care vorbești ar putea să fie destul de intubați, în a se exprima liberi, ar putea să resimtă niște frâne mentale pe propriile idei. În fine, teorii sunt cu carul. Se discută totuși și foarte serios în materia asta a poziției și a spațialității proxenică, se cheamă în disciplina asta, cei de la comunicare știu. În Germania, de pildă, s-a ajuns ca judecătorii să nu mai stea pe o treaptă, două mai sus decât justițiabilii, tocmai aplicând cumva aceste discuții care se poartă și considerându-se că dacă se discută așa la egal, la un nivel pozițional egal, persoana cu care se discută, justițiabilul, e mai dezinhibată și mai relaxată și poate să comunice adevărul mult mai ușor. Nu știu, probabil că într-o anumită cultură poți să-ți permiți să faci lucrul ăsta, să-l bubori pe judecător cu masa la nivelul patului, într-o cultură cum e cea germană. Dacă ai face-o la noi, te-ai putea trezi că inculpatul îți cere o bere și consideră că e la o negociere simpatică cu judecătorul.
În plus, dacă stai jos și nu în picioare, mai reduci din area corpului, asta în eventualitatea că spui ceva prostii și publicul se gândește să dea cu ouă în tine, ceea ce e bine pentru cei care sunt în prezidiu și când zic de faptul că se mai poate întâmpla să se dea cu ouă, la fel nu exagerez, pentru că vedeți ce se întâmplă în universități din apus. Noi eram obișnuiți ca cu ouă să se dea doar în politicieni și în polițiști, eventual afară. Acum se dă și prin muzee, și prin set de expune, și prin amfiteatre. Se mai dă cu ouă, cu cereală, dacă audientul e profund nemulțumit de ceea ce se spune. Am speranța că n-are nimeni nici ouă, nici cereală, o să intru în subiectul intervenției mele. M-am întrebat prima dată de ce am fost invitat la lansarea asta, în condițiile în care ați văzut că există expertiză serioasă aici pe temă. Prieteniile de regulă dictează astfel de invitații. Mă gândeam că pe mine și pe Nelu Marchiș ne leagă o prietenie de drum lung, de 33 de ani, ceea ce nu e puțin. Și sigur, unul dintre prietenii noștri în comun s-a gândit să propună să vorbesc și eu. Noi am fost de acord și iată m-am postulat de vorbitor aici. și în postura de a exprima un punct de vedere, pentru că văd oameni importanți în față și mă bucur că sunt și mulți studenți, de a exprima un punct de vedere legat de ce cred eu că trebuie să însemne o lansare de carte și dintr-un început vreau să spun că mă bucur că niciunul dintre antevorbitori n-a plonjat efectiv în conținutul cărții ceea ce se întâmplă de foarte multe ori la lansări de carte. Am văzut și nu departe, într-o clădire nu departe de aici, unde sunt, nu de mult într-o clădire nu departe de aici, unde sunt oameni plătiți să citească și să spună ce au înțeles dintr-o carte. La capitolul 1, autorul ne spune că lucrurile stau așa. La subcapitolul 1.1, autorul ne vorbește despre... Toată cartea este epuizată timp de 2 ore și ajuns să te întreb ca cititor la ce a mai venit. Dacă am aflat totul despre carte, nu mai cumpăr. Mă duc, asta e conținutul cărții, e în regulă. Părerea mea este că trebuie să se discute în marginea cărții și că mai cu seamă trebuie să se discute despre relația pe care autorul o are cu subiectul cărții. Asta cu atât mai mult cu cât astăzi se publică în neștire și foarte puțin autori sunt în relație cu subiectele cărților lor. Avem autori care publică 20-30 de cărți și când încerci să-i cauți un background legat de subiect, nu prea îi găsești. Autori cu 20-30 de cărți de o varietate tematică halucinantă. Cum să dau și doctorate de altfel. Avem un medic veterinar care este doctor în filozofie sau nu știu ce, alții care sunt doctori în Securitate Națională, asta e un domeniu doctorat foarte la mod acum. Bun, deci care e relația autorului cu cartea? Prima dată când subiectul cărții, mai exact, prima dată când vezi cartea asta, Vasele funerare, simbolică, sigur, Vaselor funerare din cultura Lăpuș și Suciu de Sus, că Ioan Marchiș nu e nici istoric, nici arheolog, nici antropolog. Ei, nu e, dar Ioan Marchiș este, în primul rând, un om foarte sincer, care spune încă, încă la începutul volumului, ne avertizează că ceea ce propune el este o lectură semiotică sau o lectură hermeneutică asupra unor simboluri. Ori pentru asta, Ioan Marchiș este foarte calificat și chiar dacă cei mai mulți dintre noi, și sunt convins că și de aici destui, îl știm pe Nelu Marchiș ca sculptor, autor al unor lucrări sculpturale, monumentale, el nu este doar asta și eu care cunosc de atâția ani știu foarte bine că este și pictor, și grafician, și poet. Și este un foarte bun teoretician al artei, această în urmă dimensiune îndreptându-l și spre filozofie, el având un doctorat în filozofie. Deci, iată că avem de-a face, în cazul lui Ioan Marchiș, cu, cum să zic eu, un
areal diversificat de, de creație, de reflecție, de interpretare care îl califică la subiect. Și avem de-a face cu un om cu o plurivalență formativă care îl face competent la subiect. Și o plurivalență formativă în domenii care se leagă. Ei, așa sunt lucrurile, în mod evident că voi, cel puțin eu, voi fi am fost și nu regret că am fost foarte curios să văd ce spune un om cu asemenea formație, cum interpretează un om cu asemenea formație semnele de pe artefactele culturii neolitice, culturilor neolitice în Suciu și Lăbuș. Acum vorbim despre semiologie și despre semiotică. Termenii ăștia se suprapun uneori până la confuzie. Eu aș vrea așa didacticist și foarte scurt să vă zic că nu ar trebui să se confunde. Semiologia este știința sau teoria semnului. Așa cum orice logos atașat unui termen este teoria despre. Filologie, teologie, zoologie. Așa e și cu semiologia. Este știința sau teoria semnului. Când vorbim despre semiotică, este deja ceva aplicat. Deci vorbim de demersuri aplicate. Este semiotică a ceva. Adică este aplicarea semiologiei undeva. Asupra unui areal de cercetare, asupra unui areal de cunoaștere. Ce e cu semnul ăsta despre care se tot vorbește și nu foarte multă lume și înțelege? Și nici nu e o treabă foarte ușoară. Practic, studiile de semiotică sau semiotica sau semiologia, mai corect, e o disciplină de dată relativ recentă, mult mai tânără decât hermeneutica, de pildă, vorbim de începutul secolului 20, când a început să se discute despre semiologie concomitent pe continentul european și pe continentul american, elvețianul cu structuralism. Da, elvețianul Ferdinand de Saussure la în Europa și filozoful, logicianul, matematicianul, a fost de toate, Charles Sanders Peirce pe continentul american, ei știau unul de altul și știau fiecare despre preocupările celuilalt, dar se făceau că nu știu. Deci era o rivalitate de asta culturală, franco-americană, încă de pe atunci. Cam toate rivalitățile au temeiuri culturale. Ele după aceea devin politice, economice, dar la început sunt rivalități culturale. Sigur, semiologia dezvoltată de fiecare e o arborescentă, e vastă, e și destul de complicată. Mi-aș permite să spun că sunt mulți studenți aici, foarte pe scurt, cam cum arată teoria lui Charles Sanders Peirce, care mi se pare și mai accesibilă, de pildă mai accesibilă decât al lui Umberto Eco. În esență, despre ce e vorba? Lumea ni se relevă nouă prin semne. Cunoașterea omului se realizează prin intermediul semnelor. Peirce etalează grafic celebra lui piramidă a straturilor semiotice în care spune că sunt trei tipuri mari de semne. Sunt semnele indice, adică cele care sunt conținute în realitate sau care au o atingere cu realitatea. Văd fum, e clar că este foc. Aud zgomot de ape peste pietre, e clar că e un pârâu, un râu. Aici semnul este conținut în realitatea lui, este conținut în obiect, se atinge de obiect. Ăsta e primul nivel de semnificare sau primul strat de semnificare. Semnele cele mai de jos. Al doilea nivel semiotic sau a doua stratificare a semnului sunt așa numiți iconi sau imagini, adică ceea ce redă o realitate, cum este fotografia, o hartă, o icoană, un tablou, o poză. Deci sunt lucruri care redau, se desprind deja de obiectul desemnat, dar păstrează o relație ușor naturală, așa? O relație de analogie, spune Peirce. Deci semnul este analog obiectului, dar nu mai este obiectul, nu mai stă în carnea obiectului, s-a desprins, se produce ceea ce numește Peirce o ruptură semiotică relativă sau o primă ruptură semiotică. E, această primă ruptură semiotică înseamnă și prima posibilitate a omului de a
conserva, ci de a transmite informații. Contează mai puțin dacă cei din culturile preistorice au intenționat să transmită informații. Nici nu ne interesează dacă a existat intenția transmiterii informații prin semnele acestea iconice. Important e că noi putem căuta informații acolo, pentru că altă modalitate n-avem. Suntem în perioada culturii orale, a culturii tribale și singurele semne sunt acestea. Deci avem această primă ruptură semiotică care face posibilă prima transmitere de informații. Nelu descrie foarte frumos în câteva fraze această primă ruptură semiotică, sigur nu cu termenele astea, că nu intră el în semiologia lui Sanders Peirce. Și în sfârșit, la vârful piramidei semiotice, avem simbolurile, care sunt altceva decât ceea ce numește Ion în carte simbolul. Simbolurile, adică statul cel mai înalt al semnificării, acolo unde semnul se rupe total de obiectul desemnat, adică acolo unde ruptura semiotică e absolută. Cel mai bun exemplu pentru semn este cuvântul. Cuvântul, care, cum zicea Leșul, citând pe cineva, ne-a fost dat de Dumnezeu pentru a ascunde ceea ce gândim, putem ascunde, nu? De ce putem ascunde? Pentru că cuvântul nu mai are nicio legătură cu obiectul. Adică nu mai are nicio legătură cu realitatea desemnată. Este o relație pur convențională între cuvânt și obiectul pe care îl desemnează. Dacă la imagine avem o relație analogă, avem o analogie, nu? Pe al doilea strat semiotic, avem o analogie între semn și obiectul desemnat. Adică doi ochișori și două urechi înseamnă nepure. Foarte probabil pentru cei mai mulți dintre noi, pe vârful piramidei semiotice, deci atunci când vorbim despre cuvinte, mă duc și eu pe asta, când vorbim despre cuvinte, s-a produs o ruptură semiotică totală, pentru că cuvântul iepure nu mai are nimic iepuresc în el. E o relație pur convențională între acest cuvânt și realitatea aia, cu blană, patru picioare și urechi. Cuvântul cărămidă nu are nimic cărămidăresc în el. Ei, desprinderea aceasta a semnelor, ruptura semiotică totală, desprinderea totală a semnelor de realitățile, de obiectele pe care le desenează, a făcut posibilă cultura, așa cum o cunoaștem astăzi, a făcut posibilă gândirea abstractizată, face posibilă poveștile, narațiunile despre lumi care nu au loc și face prin simbolul pur, prin simbolistică pură, da? Deci o relație pur convențională, arbitrară între semn și realitate, face posibil toate tipurile de limbaj de care ne folosim astăzi, inclusiv limbajul calculatoarelor, care este simbolism, nu convențional, între niște înlățuiri infinite de 0 și 1 și ceea ce aleg programatorii să simbolizeze prin ele. Întorcându-mă acum din această scurtă incursiune în teoria semnului, la cartea lui Ioan Marchiș, vedem că semnele pe care operează semioticianul Marchiș sunt semne iconico-simbolice, deci nu vorbim nici de prima categorie de semne, că n-ai cum, și nu vorbim nici de celelalte, pentru că nu avem limbaj scris, suntem în preistorie, în momentul în care apare scrisul, deja intrăm în istorie. Asta e și momentul, sper să nu mă contrazică Viorel, ăsta e momentul startării istoriei, apariția culturii scrise și a orașelor și a primelor informații instantane. Bun, Nelu se apleacă pe aceste semne și găsește niște semnificații pe care numai deținătorul unui cod specializat poate să o facă. Un cod general de citire a semnelor avem toți. Dar autorul nostru vine cu un cod specializat și spuneam la început ce anume îl specializează pe el pentru a veni cu un astfel de cod. Pentru mine a fost o plăcere să văd cum vede un specialist aceste semne, pentru că și eu văd în unele dintre ele anumite sensuri, pentru că ziceam că e un nivel iconico-simbolic. De pildă, linia dreaptă e un drum, dacă deasupra liniei drepte sunt niște unghiuri ascuțite cu vârful îndreptat în sus, e un curs de apă. Bun, dar când ai de-a face cu o spirală, ce mai e? Eu vă invit să vedeți, ce crede specialistul, pentru că este absolut spectaculos, ce descriere face Ioan Marchiș la semnele acestor culturi analitice și suciul de sus, și cât de frumos
sesizează transmiterea prin istoria acestor semne. Faptul că putem vorbi de o continuitate a populațiilor acestea străvechi, tocmai prin faptul că aceste semne se duc din preistorie, intră în istorie, în antichitate, evul mediu și până modernitate și astăzi. Sigur, unele dintre ele, foarte prudente epistemologic, ne spune că unele sunt eșuate în decorativ și sunt convins că așa este, dar vorbim de ce au însemnat ele până la eșuat decorativ, cele care au eșuat în decorativ. În sfârșit, dacă sunt semne pe care le putem vedea cu aceeași ochi sau cu aceleași semnificații cu toții, sunt unele pe care numai ochiul specialistului le vede. Înainte de a începe discuția asta, eu chiar l-am întrebat panelul ce crede despre brățările dacice și mi-am adus aminte că francezii, cu toții ați știți de celebrele brățări dacice expuse la Muzeul Național de Istorie, a căror autenticitate a fost certificată, nu mai este niciun dubiu dacă vorbim despre net tot felul de prostii, că nu se știe că au fost furate, nu e adevărat, au fost testate cu specialiști din Germania, din Franța, din Statele Unite, altfel nu s-a apucat statul român să dea o grămadă de bani pentru a le aduce în țară. Inclusiv specialiștii noștri de la Institutul de Fizică Nucleară și de la Târgu Măgurele au fost în echipele de specialiști și este clar, au fost bătute în perioada antică, provin din aur aluvionar din munții Transilvaniei, deci sunt ale noastre și este cel mai mare tezaur de aur descoperit după marele tezaur de la Pietroasă. Muzeul Național de Istorie a și făcut câteva expoziții itinerante cu aceste spirale. Și aici vreau să ajung. Spirale, nu brățări. Dacă le numim brățări, mintea noastră fuge pe o direcție greșită. Pentru că ele nu erau brățări. Aceste spirale care cântăresc între 600 de grame cea mai mică și un kil și vreo 300 de grame cea mai mare, au și o grosime care nu prea le fac să cam plimbă pe braț. În plus, de ce sunt spirale și de ce trebuie să le spunem spirale și nu brățări? Ca să le trimitem direct înspre ceea ce însemnau ele, spre ceea ce semnificau ele. Ele, de fapt, erau niște artefacte cu valoare magico-religioasă. Ritualice. Și locurile în care au fost descoperite, gropile cultice de la San Isegetusa Regia, primul rând, cum erau dispuse în acele gropi, și felul în care erau dispuse gropile în jurul sanctuarului ilustrează clar caracterul ritual religios al acestor spirale. Și o să închei prin a vă spune așa o chestie de patriotism local, dacă vreți. Toate aceste spirale au fost recuperate cu greutate și plătite cu bani grei, negociate, așa. Dar una dintre ele, singura care a fost recuperată în țară și pe care statul român n-a plătit-o, așa a fost recuperată prin eforturile unor instituții ale statului de aici, din Maramureș, și în primul rând al unor polițiști de la Inspectoratul Județean de Poliție de Frontieră. Rețeaua interlopă din Hunedoara, care a transferat prin intermediul unui grup criminal sârb majoritatea acestor brățări în Germania și în Statele Unite, a picat la un moment dat, că nimic nu e la nesfârșit, și în momentul în care liderul unei interlope din aceasta, a unei secțiuni din rețeaua interlopă din Hunedoara a vrut să vândă o astfel de brățară, și-a exprimat interesul un ucrainian pentru ea, iar ucrainianul care s-a dus să o cumpere era polițist de frontieră de la Consiliul de Informație, cunoscător al limbii ucrainene, și așa s-a recuperat ultima brățară. Sunt 13 recuperate, deci asta e a 13, se crede că sunt vreo 24. Așa și dacă statul român le aduce pe toate acasă, avem un tezaur care în aur este mult mai greu și simbolic și material decât tezaurul de la Petrosel. Revin și lansez și o provocare. Nelu ar fi în măsură să vorbească și despre aceste spirale dacice și poate ajungem să le vedem la Baia Mare, că la un moment dat ele au ajuns până la Sarea Mare. Directorul Muzeului Național de Istorie, Ernesto Dorlan Târnoveanu, a venit la Satul Mare, la Baia Mare n-au ajuns. Poate ne gândim să ajungă și nu văd cine ar fi mai bun să discute pe
marginea semnificațiilor lor decât expertul numărul unu pe care îl avem noi astăzi în semiotica artelor non-verbale și a semnelor din culturile neolitice. Sper că nu dați cu ouă. Mulțumesc! Vorbind de atâtea semne și simboluri, am stat și m-am gândit oare câte semne și simboluri are maestrul Ioan Marchiș în cap, în creier? Întrebare fără răspuns. Ceea ce ne face să-l considerăm cel mai însemnat om de cultură, de specialist în acest domeniu și îl invităm la cultură. Mulțumesc, domnul decan. Tocmai că am renunțat la tot ce am vrut să spun, pentru că trebuie să vorbesc despre spirală, dacă să nu-l supăr pe prietenul meu, iar de rost în spate mi-a scris să nu vorbesc mult, că să plictisește lumea. De ce m-am apucat de așa ceva? Pentru că am observat la un moment dat că oricât de modern am vrea să fim noi, suntem bombardați de simboluri. Din spate, prima dată, din subconștient, că visăm, întreb, mamă, ce înseamnă visul ăla? Culegem folclor. După aceea suntem bombardați acum și din creștințe, acolo e un student de la electrică. Păi sunt cel puțin 1000 de simboluri universale care îți spun, care le înțeleg orice om din America sau de aici, că ăla trebuie să facă contact cu ăla. Este o tablă de simboluri tehnice, mii de simboluri care există în cultură, există în lumea modernă, dar ele nu sunt interpretate ca simboluri, nu sunt semne. Pentru că ele nu organizează o scriere, sunt pur și simplu simboluri. Sunt simbolurile aceste laice, le spun eu, că eu, spre deosebire de Durand sau Eliade, care au fundamente foarte serioase să clasifice simbolurile, eu le clasific doar în două părți. Simboluri sacre și simboluri profane sau laice, le spun. Și m-am ocupat de cele sacre, pentru că acele au moștenit pământul, m-am spune. Vin de foarte departe și sunt foarte puternice și acum. De fapt, simbolurile sunt singura legătură a noastră cu subconștientul nostru. Ce este conștientul? Că ajung la spirală, că numai despre asta vorbesc. Restul o să vedeți în cartea viitoare, care va fi tot așa de mică, că am făcut o mare prostie. După ce am scris Nodul Dacii, la sfârșit mi-am dat seama că nu se citesc cărțile groase. Și ceea ce e mai interesant, la sfârșit, ultimele, că am făcut capitole din 3 pagini. Și la sfârșit am strivit totul când trebuia să dezvolt totul. Toată lumea cunoaște fenomenul de vârtej. Vârtej. Îl știți din apă, vârtejul de apă atunci când este furtună. Fizic, practic, vârtejul ce este o forță centrifugă care ajungând la un moment, la un punct, vectorul se întoarce invers, într-o forță contrarie. Deci științific se dovedește că orice vârtej are opusul lui. De ce se ridică mașinile? De exemplu, vârtejul cel mai spectaculos este vârtejul galaxiilor. Gaura neagră, găurile negre. Sunt galaxii foarte mari ca Andromeda, care înghite alte galaxii. Este vorba de un vârtej care absorbe totul, materia. Dispare chiar și lumina, nu mai este. Nu-i nimic, nu mai este și știința niciodată nu va pătrunde acolo. Dar dacă științific noi vorbim și putem dovedi că orice vârtej se întoarce în alt vârtej, atunci înseamnă că lumea n-are cum să dispară dincolo de unde nu se poate cunoaște. Că dincolo se naște altceva, adică altă lume. În mod sigur, dincolo e alt univers, oricum energia nu se pierde, lumea aceasta nu dispare dispărând. Era pe când nu se vedea. Se dovedește științific că dincolo de gaura neagră există alt univers sau același univers. Cine știe, nu ne băgăm mai departe. Să vedem. Noi împărțim lumea în idealiști și materialiști, în creaționiști și non-creaționiști. Creierul este o grămadă de structuri electrice și chimice. Creierul, din punct de vedere material, ca și cum aș vorbi cu cubul de la drum. Deci nu este nimic holistic, nu este nimic ideatic, nu este ideal, unde este Dumnezeu, unde este... Creierul este doar un pachet material. Foarte interesant, dar deci conștiința ce? Ea e de structură holistică. Poți pune una pe conștiință? Nu. Pe creier poți să pui una, da? Creierul are o formă foarte interesantă. El tinde spre exterior. Inima este inversul, că tinde spre interior. Acum, dacă și creierul este un vârtej, pentru că vârtejul acesta electric, o chimic, produce conștiința, care nu e materială.
Și atunci, care vârtej a fost primul? A fost o conștiință care a născut materia sau materia a născut ideea, conștiința? Sunt egale amândouă. Deci nu vă puneți problema că nu există Dumnezeu și nu vă puneți problema că nu există materia și e o falsă problemă că a fost întâi ideea și pe urmă materia sau materia, ele au fost deodată. Pentru acesta este vârtejul. Ce este important în... Am folosit multe exemple cu vârtejul pentru că îl găsim peste tot. În cartea aceasta este scrivat prin spirala dublă, despre care vroiam foarte mult și doamna Sorgan și Ion. Spiralele dacice. Să nu vedeți dacii așa cum îi văd unii care sunt obsedați de daci într-un mod politic, cum poate a făcut Ceaușescu. Gândiți-vă nu la daci, ci la popoarele neolitice care au trăit pe teritoriul acesta larg, în jurul Dunării, sudul, nordul Dunării, până dincolo de Ucraina, de Ungaria, Iugoslavia, Polonia. Gândiți-vă că aici s-a format structura spirituală a Europei. Iar cele mai importante arhetipuri și simboluri le găsim, desigur, și la getodaci, dar le găsim și în Neful Mediu și le găsim și astăzi în Maramureș. Dar această cultură este și la Huțuri. Ucrainenii au făcut deja lucruri care mă și deranjează și le-au fundamentat și le-au dat exemplu național, dar nu este așa, că sunt și la Gorulii din Polonia, sunt și la Iugoslav. Astea sunt fundamente de spiritualitate, de identitate chiar europeană. Cum se formează? Acum să tot de simbol vorbim, dar suntem obligați să plasăm simbolul undeva. Eu am alt punct de abordare a acestui lucru. Ioan a fost foarte frumos a explicat din punct de vedere semantic. Trebuie să înțelegem odată că tot ce există noi în plante minerale chiar este cosmic. Și să ne gândim în prima dată înainte de, sigur, spune Durand, care este o carte formidabilă, structura antropologice ale imaginarului, vorbește despre scheme, arhetipuri, simboluri și semne. Dar ca să ajung la arhetip, trebuie să vă spun de unde se naște arhetipul. Să vedem ce este o schemă. Ce este un reflex? Copilul are reflexul subtului, este reflexul sexual. Sunt foarte multe reflexe care sunt venite de la noi, de la natură și din cosmos. Cosmosul are această mișcare în spirală, are o mișcare de ghemuire, o mișcare de extindere. Aceste mișcări ale macrocosmosului mic sunt mișcările copilului în cântecele mamei. Noi suntem făcuți din praf de stele la modul propriu, la modul propriu, nu la modul figurat, ci la modul simbolic. Adică informația aceasta care există și electronul de informație, toată această informație cumva a pătruns, toată informația istoriei Universului există în fiecare celulă. Și atunci, cum de nu ajunge la noi în memoria noastră decât ce ne învață doamna Sorgan? Măi, învățați pe de rost textul ăsta, unde, dacă vă întreb, zici, păi eu nu mă amintesc de la 5 ani, eu știu cum am umblat în picioare, eu când am vorbit prima dată, ce accident am, nu mai mi-amintesc. Păi nu mi-amintesc, dar la 3 ani, să unii și-amintesc, alții nu, unii susțin, eu unii susțin că și-amintesc și de cealaltă viață. Unii susțin și au chiar amintiri de la 2-3 ani, e firesc, e bine. Când pui sub hipnoză, unul din oricare dintre noi intră, îl hipnotizează cineva, povestește ce întâmplă pe care el nu-și mai amintește. Dar cu ce limbaj? Cu cuvintele pe care le deținea atunci la 3 ani. 20 de cuvinte, 30. Copilul îți explică cum s-a opărit. De asta a urmat o traumă și îți povestește, scăpat vasul, foc, cine știe ce zice. Deci memoria ține de limbaj. Indiscutabil. Recunoscut de toți specialiștii. Dar memoria aceasta cosmică de care vorbesc, de ce ține? Din moment ce nu avem cuvinte. Păi aici este problema și aici intervenim noi cu simbolurile. Memoria aceasta non-verbală este o memorie extrem de importantă, este energia cosmică, care nu vine prin inconștient, ci vine subconștient, inconștient colectiv. Iar această memorie nu poate fi recuperată decât prin arhetipuri, simboluri, pentru că semnul duce direct la știință, semantică. De aceea este importantă lumea simbolurilor. În primul rând, că ne eliberează, există tot felul de blocaje în om, nu o să vorbesc mult, nu vă speriați, tot felul de blocaje le recunoaștem sau nu. Din aceste blocaje sau deblocaje se naște personalitatea. A cultiva aceste simboluri sau a le înțelege, înseamnă a elibera din noi posibile energii care ne vindecătoare. Adică energii primordiale.
În Ilo Tempore, precis vă vorbim de acest început primordial, omul este una cu animalul, animalul este una cu vegetalul. Toate sunt una. Să vă dau un exemplu. Ați văzut, vorbindu-se de a treilea om, glanda pineală și toate teoriile. Eu am făcut și teoria lui Brâncuș, care acolo în sărut, de fapt, e ochiul acesta interior. Și am demonstrat chiar, eu consider că e gata demonstrat asta, că nu era vorba de un sărut carnal, că tocmai el se războise pe Rodin. Păi, ochiul nostru, el nu vede obiectul în sine, vede imaginea unui obiect. Niciodată noi nu vedem, nici noi între noi, eu vă văd pe voi, voi pe mine, dar eu nu sunt obiectul real, este imaginea unui obiect. Dar ca să ajungă, ca eu să am aceste idei, această imagine în mine, trebuie să treacă de trei ori să răstoarnă imaginea. Odată în cristalin, până ajunge în retină și ajunge în ca o informație electrică la creier, să răstoarnă de trei ori. Dar ochiul a treilea ochi ce înseamnă, de fapt? Este un ochi exterior care ne privește sau un ochi interior care privește. Pentru ochiul interior, geometriile, abstracțiunile par organice. Pentru ochiul acesta interior, acesta vede fantomele, acesta vede irealul, acesta vede, are acces la memoria care altfel nu are acces la această memorie. Știți foarte bine cum făceau vrăjitoarele, că ați făcut mult teren, eu știu că ați făcut teren. Vedeți, oamenii care cred și care se eliberează la acest al treilea ochi, chiar primesc o informație formidabilă genetică. Un artist, de exemplu, în transă, se simte că face o frunză. El are memoria frunzei. Sigur, nu este textul scris, nu este o memorie logică. Este tipul de memorie non-verbală, fără de care n-am putea iubi, nu n-am putea bucura, nu n-am putea supăra. Păi, dai, dacă noi extirpăm toată ritualul și sărbătorile care avem și micile noastre defecte și imperfecțiuni, viața s-ar goli și ar deveni matematică, ceea ce nu ne dorim. Nu vă spun mai multe, că am vorbit deja prea mult, dar vă rog să citiți cartea și mai ales următoarea carte pe care o scriu, care este ca și un fel de, cum scriu alții de plante medicinale, eu vreau să sfătuiesc oamenii să se apropie de lumea pe care ei o pot aborda. Dar v-am spus, trebuie să înțelegem că din aceste scheme se nasc arhetipuri. Până aici stăm în virtualitate. Arhetipurile sunt doar idei. Simbolurile sunt cele de care vorbesc despre mituri. Abia cu simbolul și cu semne venim în lumea reală. Toată această înlănțuire, de fapt, este ceea ce există în noi și ceea ce există în exteriorul nostru. Se poate construi, ca asta am vrut să-i zic, am spus Lerie acum, că eu mă voi chinui, adică eu mă chinui acum să dovedesc că simbologia este o știință. Și nu este numai o exercițiu hermeneutic. Să știți că și esteticienii români l-au condamnat pe Piaget că este prea științific, că zice tot ce există în știință este verificare experimentală. Nu este adevărat. Pentru că durerea, de exemplu, nu o poți vedea și nu o poți fotografia. Există experiențe pe care, dacă, de exemplu, observăm un simbol, în Egipt toate am văzut că e plin de simboluri, da? Dacă aceeași observație am făcut-o la 10 culturi, observația aceea nu e materială, dar este deja științifică, pe care are un fundament interdisciplinar și are la bază cunoaștere istorică, cunoaștere artistică, cunoaștere simbologică. De aceea vă spun că nu trebuie să privim cu ochii foarte reci matematici lucrurile, pentru că le epuizăm foarte repede. Există o lume infinită, dincolo de lucrurile reale pe care le cunoaștem. Să nu plecați. Odată trebuie să mulțumesc neapărat celor de aici care au făcut eforturi foarte importante ca să scot eu această carte și mi-au dat importanță și mi-au lansat și alte cărți. N-aș fi putut scrie această carte fără Dan Pop, care e foarte mult suflet și sigur că e greu de suportat un artist. Întoarce-mi vasul. Lasă întâmpenile tale foarte mulți de la muzeu. La început au fost reci cu mine. Dar și eu sunt insuportabil, eram obsedat, de exemplu, de personajul care apare și face gura în jurul vasului vrăjitoare, șamanița, dar șamanul, o femeie cu zarie, stă și gândește labirintul prin care se plimbă sufletele, exact ca în Egiptul anului, exact aceeași poveste.
Și am spus, păi asta, femeia asta, că zadile sunt de atunci, că zadile sunt de fapt oul, fruntecele femei în cercuri de fier, nu știți, în basme. Și de acest personaj m-a întrebat, de ce este inițiat în moarte și în renaștere? De ce este inițiat femeia? Și m-am uitat în cultura dacică și am văzut preoți în filmele noastre, ne uităm preoți daci. Dar eu am avut acces numai la informația geto-dacică în care preotesele oficiază în mormântarea și nunta și toate. Recent, nu știu dacă colegele mele de la direcție acolo, de vreo 6 luni, s-au descoperit un tezaur de argint foarte frumos și important. Sunt podoabele de argint, tot așa am vrut să zic brățări și coliere, a 3 preotese. Cu semnele pe care eu, fără să știu, există în carte și am afirmat că erau preotesele cele care oficiau moartea, nașterea, în perioada aceasta de epocă bronzului pe care o studiem. Sigur, mai după aceea au venit preoții odată cu instalarea creștinismului, dar și a cultului soarelui. Dar aceste preotese nouă ne-au dat moșele din sate. Am rămas cu moșele care vin de calul. Sigur, un cult au venit până astăzi, din antichitate, așa că odată că suntem fericiți că suntem în nord, pentru că am păstrat intacte aceste rădăcini formidabile cu umanitatea și cu ceea ce e mai frumos și esențial în umanitate, de aceea vă spun că pentru mine e foarte dureros să văd un artist popular rătăcind. Pentru că el, în loc să se joace cu aceste semne de 5, de 10 mii de ani, el zicea, păi și am o idee, ia fac un pește între fâi. Și folosește simboluri abstracte, care vin de mii de ani, cu părerea lui despre o frunză. El n-are cultură să poată desena o frunză. Deci nu merg, nu merg peștele, nu merge un personaj cu un romb. Pentru că rombul acela este un concept, că Marea Zeiță Mamă reprezentată prin romb nu este o femeie anume, sau o sfântă anume, ci este un concept, sunt toate la un loc, abstracțiunea lor. Și de aceea este foarte necesar, vorbeam și cu domnul Iluț, ca să facem o meșterie populară, să înțeleagă ce izvoare formidabile au și cât de ușor le dau cu piciorul pentru a zice, vreau să fiu și eu original. Da, să fiu original, du-te și fă o academie, fă o facultate și urmă spune tu la nivelul academiei un lucru nou. Dar așa e foarte ușor să te ridici și tu la așa ai 10 cuvinte, zici, vreau să fiu și eu poet. Sau să construiești și tu un baraj, să zici, sunt deja inginer. Vă mulțumesc că ați venit. Vă aștept pe toți să veniți jos și nu înainte de a mulțumi domnului decan Ioan Mircea Fărcaș, Delie Suiogan, domnul Ioan Gherger, domnul Lucian Iluț, lui Dan Pop și să nu uit de Florin Pop. Fără Florin Pop, care mi-a fost colega acum, numai mi este veste dumneavoastră, nu făceam nicio carte, pentru că el m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat, m-a corectat lucrările, m-a prelucrat imaginile și este un om important în, dacă sunt importante cărțile mele, și el e o parte din ele. Dan Pop este și el, cu autor cu mine, că a făcut o atât de necesară crevață. Vă rog să veniți când lansez următoarea carte, că astăzi mă despart de suciul de sus. Și voi vorbi în general despre simbolul și cum ar trebui să înțelegem în general simbolurile, ca să nu se pare, ni se pare ciudățenii. Să discriminăm clar între semn și simbol, și să vedem care sunt simbolurile de care nu putem scăpa. Cum să ne liniștim că un vis. Să știți, că nu știu dacă ați citit, poate unii, da. Sunt oameni care visează obiecte care numai părinții lor le-au văzut sau locul. Sunt oameni care preiau fragmente imaginale, imagini din visele părinților. Cum se fie această transmitere genetică? Cum este posibil un cod vizual să fie transmis, de visezi un sfert de vis de la taică-tău care a murit. Vedeți ce important este. Și atunci când ești blocat, ești blocat că în tine se blochează poate o întreagă genetică. Dar cultura, cunoașterea și în general să știți că simbolul se dezleagă prin emoție. Emoția aceea care dezleagă toate aceste taine. Vă mulțumesc!